Noi predicții pentru nativi. Astrele ți-au pregătit vești bune în mare parte. Universul va aduce în cale noi oportunități. Astăzi vom vedea care sunt zodiile care au parte de o surpriză de proporții. Berbec. Alinierea de astăzi, Mercur Pluto, aduce intensitate mentală în viața ta. Mercur se mută în sectorul tău social pentru o ședere până pe 23 februarie și îl întâlnește acolo pe Pluto. Poate fi un moment excelent pentru a aborda o problemă cu o nouă înțelegere și perspectivă, deoarece puteți vedea din mai multe unghiuri o situație. Taur. Mercur se mută în partea de sus a hărții tale solare astăzi, unde va rămâne până pe 23 februarie. Acest ciclu este puternic pentru a vă conecta, a gândi și a discuta despre carieră sau cu privire la direcția vieții, responsabilitățile sau statutul dumneavoastră. Gemeni, Mercur se mută în sectorul tău spiritual astăzi, unde va rămâne până pe 23 februarie, stimulându-ți optimismul și comunicarea. Poți simți destul de încărcat de o idee sau de un subiect. O idee îți poate ridica adrenalina. Rac, gândurile tale sunt profunde astăzi, numai că Mercur începe tranzitul în sectorul tău de chestiuni ascunse și intime, dar Mercur se alinează și cu intensul Pluto, dezvăluind noi straturi unei situații potrivit astrologilor. Poate fi un moment excelent pentru cercetare și investigație, deși s-ar putea să duci acest lucru prea departe dacă nu ești atent. Leu, Mercur se mută astăzi în zodia ta opusă, unde îți va însufleți conversațiile și relațiile până pe 23 februarie. Totuși, Mercur îl întâlnește pe Pluto acolo astăzi, inspirând multă intensitate mentală sau concentrare. Fecioară, Mercur se mută în sectorul tău de muncă și sănătate pentru o ședere până pe 23 februarie, punând un accent puternic pe rezolvarea problemelor. Astăzi Mercur îl întâlnește pe Pluto în această zona hărțitale solare, crescând intensitatea mentală. Balanță Mercur intră în armonie cu zodia ta și îți va stimula comunicațiile până pe 23 februarie. Astăzi Mercur întâlnește intensul Pluto care este mai specializat. Vă puteți găsi complet absorbit de o chestiune care pare să cerșească rezolvare sau investigații suplimentare, probabil legată de un proiect creativ, copil sau relație romantică. Scorpion Mercur se mută astăzi în sectorul casei și al familiei tale. Mercur îl întâlnește pe pluton în această zona hărții solare astăzi, adăugând intensitate și concentrare vieții tale. Conversațiile notabile se pot învârti în jurul problemelor personale, familii sau vieții de acasă. Săgetător, Mercur se mută în sectorul tău de comunicații astăzi, în timp ce acest tranzit care durează până pe 23 februarie este de obicei ușor, Mercur îl întâlnește astăzi pe Pluto, susținând gândirea sau analiza mai profundă. Capricorn, alinierea de astăzi Mercur-Pluto te împinge către gândire mai profundă. Mercur părăsește semnul tău și intră în sectorul resurselor pentru o ședere până pe 23 februarie. Dar astăzi se întâlnește și cu Pluto acolo și poți experimenta o dorință puternică de a înțelege ceva. Vărsător, Mercur se mută în zodia ta astăzi și îți va însufleți viața până pe 23 februarie. Astăzi însă, Mercur are o întâlnire intensă cu Pluto, ceea ce te poate face subiect de discuție. Poți fi determinat să rezolvi o problemă personală. Ai putea fi de asemenea destul de hotărât să găsești un răspuns sau să descoperi un adevăr sau ești deosebit de elogvent în ceea ce privește persoasiunea astăzi. Pești. Multe se întâmplă astăzi în viața ta privată sau în lumea interioară. Mercuri intră în sectorul tău de confidențialitate pentru a rămâne până pe 23 februarie și se alinează cu Pluto acolo astăzi. Poate fi o perioadă de gânduri intense, un mister de rezolvat sau o problemă veche care trebuie închisă. Relatează realitatea.net.